Culiță Sterp la un pas de a-și pierde viața într-un accident rutier. Culiță Sterp a povestit că era pe aproape să-și piardă viața după ce un șofer de tir, enervant de farurile puternice care veneau de la mașina artistului, l-a orbit cu lumina, iar el a ieșit de pe șosea. Artistul a povestit cu urmăritorii săi de pe Instagram cum era să moară din cauza unui șofer de tir care i-a dat faza lungă în ochi. E ora 2:20 dimineața, vin acasă de la cântat și un om cu probleme, că nu pot să-i spun altfel, cu tirul, se bagă pe mine să mă omoare, fraților. Bă, ăștia sunt nebuni la cap, unii, nu toți. Am niște nervi de nu mai pot, trebuia să împărtășesc cu voi asta. Merg cum merge toată lumea pe drum și mașina asta are fază adaptivă, își schimbă faza lungă singură. Lui ăla i s-a părut că eu am mers cu faza lungă spre el, dar mașina imediat a schimbat, nu a durat nici o fracțiune de secundă, că ea schimbă faza când vede că vine o mașină din față. Și ce a făcut nebunul? Mi-a dat fază lungă în ochi cu dita mai camionul și s-a băgat pe mine, nu doar că mi-a dat fază lungă. Direct pe contrasens să intre în mine. Abia m-am tras, să intru în șanț. Să mă omoare, oameni buni, a spus Culiță Sterp.